Așteptarea a luat sfârșit. Locuitorii din comuna Voila vor avea gaz. Este vorba de 3 sate din comună care se vor bucura de un confort mai ridicat pentru că, în sfârșit, vor avea rețea de gaz funcțională. Este vorba de locuitorii din Dridiv, Ludișor și Sâmbăta de Jos. Alt proiect de suflet al meu, gazul. În sfârșit s-au aliniat astrele, după cum spun eu mereu. Am reușit să ducem la ANRE dosarul pentru a ni se acorda licența de exploatare gaze pe cele 3 sate, Sâmbăta de Jos, Ludișoru și Dridifu. După ce o să obținem, am înțeles că la ANRE București acest dosar mai mult de 14-20 de zile nu stă. O să obținem licența, pe urmă împreună cu Distrigaz și Transgaz. Sper de Paști să pot face un cadou locuitorilor din cele 3 sate, dând drumul la gaz. La Voila s-a schimbat soluția din proiect și potrivit primarului Gheorghe Osalciuc sunt șanse mari ca acest proiect să fie finanțat. În Voila avem SRMP-ul revizuit, sunt 4 branșamente care sunt pe traseul conductei către Sâmbăta de Jos. Avem un proiect în derulare, un proiect comun, Voila și localitatea Cinșoră, sau alt proiect care e în derulare. Am schimbat soluția în proiect pentru că SRMP-ul de la Voila nu ducea și consumul de gaz pe localitatea Cinșor și am schimbat soluția, motiv pentru care am întârziat vreo lună jumate cu acest proiect, găsind o alimentare dintr-un SRMP-ul de la Calbor. Am intabulat drumurile, că pe traseu obligatoriu trebuie să ai drumurile intabulate. E un proiect în derulare, sunt șanse mari să intre la finanțare. E vorba doar de timp, doar de timp. Amintim că țevile pentru gaze au fost introduse încă din anul 1997, dar din toată comuna Voila au fost date în folosință doar în satul Voivodeni.